Așa. Deci M egal, M plus 1 egal cu 0, da? Da. Și când ai luat un M, cât ai luat pe M? Am luat pe 0. Și 0 unde este? Dincolo de minus 1, nu? Și luându-l pe 0, ce fel de numai ți-a dat? Pozitiv și invers. E tocmai invers. Da. Așa. Apoi, aveam cu M egal cu 1 da. Și 0. Și aici avem 0, aici avem bară. Pozitiv, negativ. Da. Chiar pozitiv. E, ce poți să spui? La minus 1 avem pozitiv, apoi aici bară, aici negativ. Pozitiv. Da, și produsul e negativ. Să mai... Deci ce obținut acolo? Produsul negativ. Deci produsul este... s-a schimbat semnul produsului final. Deci nu mai este cel cum... E în plus 1 aici, da? Da. E în plus 1. Ai găsit ca valori minus 1 și 1. Minus 1 și 1, da. Așa. Ai pus minus și în afară plus. Așa ți-a ieșit. Da. Da. Și acum suntem în zona între cine? Între minus 1. Minus 1 și 1 pe 2. Ce poți să spui aici? Delta este pozitiv atunci x real și distinct. Da. Suma este 0. Nu. Suma... Chiar în 1 pe 2 vrei să spui. Da, în 1 pe 2. Așa, în 1 pe 2 suma este 0 și produsul este negativ. Adică ce numere adunate să fac 0 și înmulțite să facă un număr negativ. De un exemplu, două numere care adunate să facă 0 și înmulțite să facă un număr negativ. Minus 3 și... 3. Și... Suma este 0 și mulțită? Sigur că da. Deci să găsesc asta. Da. Deci sunt... Înseamnă că moduri sunt egale. Minus 3 și 3. Da. Moduri sunt egale și deci sunt de semn opus. Unul negativ și altul pozitiv. Produsul. Deci produsul îți dă o primă informație, după care te duce mai departe. Apoi, între 1 pe 2 și 1. Ce poți să spui între 1 pe 2 și 1? Avem delta pozitiv. Adică? Adică x sunt real și distinct. Da. Apoi produsul este negativ. Da. Asta înseamnă? Adică unul este pozitiv, unul negativ. Suma este negativă. Înseamnă că un x unul e... Cel negativ îl domine pe cel pozitiv. Adică cel pozitiv. Așa. Apoi avem între 1 și 5 pe 4. În 1 se poate discuta ceva? În 1? Nu. Nu. Că... Nu există nici suma, nici produsul, da? Da. Adică dispare ecuația. Uite, dacă m ar fi egal cu 1, uite de acolo, dacă m ar fi egal cu 1, x pătrat dispare. Da. Și nu mai avem ecuație de gradul 2. Ăsta e motivul, da? Da. Bun. Între 1 și 5 pe 4. 5 pe 4. Delta este pozitiv, avem rădăcini reale și diferite. Produsul este pozitiv. Adică amândouă ori să fie pozitive, ori amândouă negative, dar cum suma este pozitiv, amândouă trebuie să fie pozitiv. În 5 pe 4? 5 pe 4 delta este 0. Adică rădăcinile sunt egale, x1 egal cu x2. Așa, produsul este pozitiv. Înseamnă că ambele trebuie să fie pozitive. Ori amândouă pozitiv, ori amândouă negative. Da. Suma este pozitivă, atunci trebuie să fie pozitivă. Deci este dublă, rădăcină dublă și pozitivă. 4 da. Minute, da. De la 5 pe 4 încolo? Delta este negativ, deci nu aparține numărilor reale, este... Corect. Aparține numărilor complexe. Și n-ai ce discuta. Da. Ei, toată povestea asta acum, care am făcut-o noi, în legătură cu
discuția naturii, adică când sunt reale și complexe sau complexe, natura rădăcinilor și semnul lor, măturându-l pe A, pe M, de la minus infinit la plus infinit, lăsându-i libertatea să parcurgă, de fapt noi am discutat toate ecuațiile, nu? Care da. Ar putea să fie obținute. Despre toate ecuațiile ne-am pronunțat. Și atunci ar merita să întoarcem tabelul ăsta așa. Deci așa cum îl vezi tu, să-l punem pe verticală. Așa. Și undeva în dreapta să facem discuția. Deci, practic, propun să reușim să construim un tabel cu dublă intrare. Undeva, iată, așa ți-aș propune să facem. Aici. Aici să fie, hai să spunem și pe asta, și până să șterge. IM-ul să vină de la minus infinit la plus infinit. Delta aici, semnul delta. Da. Asta. Produsul. Adică, produsul este important să-l punem. El ne dă prima informație. Și suma definitivează, nu? Da. Și aici să facem discuție. Deci, discuție. Discuție. Ce am zis noi până să... Să putem puncta aici. Da. Să apară ca oglindă. Câte vreme iemul vedem la mine. Ce numere sunt aici în ordine? Minus 1. Hai te rog, pune tu, minus 1. Apoi 1 pe 2. 1 pe 2. 1. 1. Și respectiv 5 pe 4. 5 pe 4. Lasă un pic mai distanța ca să... Adică prea le-ai apropiat aici, da? Hai să spunem pe aici minus 1, pe urmă ai zis 1 pe 2, 1 pe 2, apoi 1, 5 pe 4. Și, uite ce fac. Încadrez pe fiecare, adică pe minus 1 îl încadrez, ca să vedem ce se va întâmpla în punctul M egal cu minus 1, apoi să îl încadrez și pe 1 pe 2, 1 pe 2, punem linie și de sub deasupra, la fel pe 1, la fel pe... Alo. Sunt într-o oră de matematică. Da, da. Dimineață, vă salut. La revedere. No, dar hai să facem așa cu simt răspundere cu ce-ai făcut acum. Că stai așa, se filmează, tu înțelege? Da? Adică tragi linia asta mai corectă. Iar încă o dată ele. Deci 1, 1 pe 2, 1 și încadrăm cu linie de deasupra și de desubt la 1. Apoi, după 1 ar fi 5 pe 4. În 5 pe 4 vinem și îl încadrăm și pe 5 pe 4. Și nu faci acum decât să copii semnele acestea. Deci, delta merge cu plus până la 5 pe 4 și dreptul 5 pe 4 este 0. Punem 0 și aici plus, plus, da? Tot da. Timpul. Și pe urmă minus, minus, minus. Apoi. La produs. La minus 1. La minus 1 este 0. Până și 0. La 1. Și la 1 e bară. Și? Avem pozitiv, apoi după este negativ. Așa. Și apoi pozitiv. Și asta e pozitiv, da. Și? La sumă. Sumă. Avem până la 1 pe 2. Da. 0. Și la 1 este bară. La 1, la sumă, la 1 pe 2 0 și pe urmă bară și pe urmă așa. Încep cu plus. Plus. Aici discuția să o facem într-o zonă mai, să mai prelungim tabelul ăsta. Da.
ca să avem spațiu pentru purtatele discuțiile. Discuție. Și acum începem. Câte vreme ien vine de la minus infinit până la minus 1, adică în zona asta, delta fiind pozitiv înseamnă că x1, x2 aparțin lui x1, x2 aparțin lui ien și x1 e diferit de x2. Și acum, întrebi produsul. Produsul este pozitiv. Adică? Atunci ambele sunt pozitive sau ambele sunt negative, dar cum suma este pozitivă, ambele trebuie să fie pozitive. Deci, asta se spune. Corect. Când m egal chiar cu minus 1. Egal cu minus 1. Delta este pozitiv. Atunci, x1, x2 aparțin lui p. Unde x1 este 3, 2. Da. Produsul este negativ, este 0. Și suma este pozitivă. Produsul este 0, dacă unul din numere este 0. Deci x1 este 0. Da. Și x2 este mai mare ca 0. X2 mai mare ca 0. Și până la 1 pe 2 va fi tot. Nu. Aici. În zona aceea, ce se întâmplă? În zona asta. De la minus 1 la 1 pe 2. Avem x1, x2 sunt reali și diferiți. Da. Și avem produsul negativ, suma pozitivă. Produsul negativ dacă ambele sunt... Nu, unul este pozitiv, unul este negativ, iar cel pozitiv trebuie să domine pe cel negativ. Așa. Fixează x1 mai mic ca 0, bună oară, fixez tot. Și x2 este mai mare ca 0. 0. Și avem x2-ul să fie mai mare ca modul de x1. Da. Deci trebuie să-l domine la pozitiv, da? Da. Pentru că ai acolo suma pozitivă. Corect. În 1 pe 2. În 1 pe 2, tot la fel, x1, x2 aparțin lui R și x1 de x2. Da. Produsul este negativ, adică? Suma este 0. Produsul este negativ, adică unul este negativ și altul este pozitiv. Așa. Suma fiind 0, x și sunt egali, doar în moduli. Da. Deci x1... Modul din x1 egal cu x2. Modul din x1 egal cu modul din x2. Cu x2, dacă l-ai fixat da. Pe lor. Da. Păi m-am pus, tu zici, modul x egal cu modul x2 și atunci da. Ai clar că trebuie să spui că unul mai mic decât 0 și x2 mai ca 0. Apoi avem intervalul 1 pe 2, 1. Delta este pozitiv atunci. Nu. X1, x2 aparțin lui R x1 pe x2. Da. Produsul este negativ, suma este negativă. Produsul este negativ dacă... Unde așa, unde așa. Da. Să fixez. Unul mai mare ca 0, x2 mai mic ca 0. Și modul din x2 să fie mai mare decât x1. X1. Cea negativă, deci modul din x2 mai mare ca x1. Nu discutăm nimic acolo, hașurăm. Da. În 1 se discută. Între 1 și 5 pe 4. Așa. X1, X2 aparțin lui R. X1, X2. Produsul este pozitiv și suma este pozitivă. Da. Deci ambii sunt pozitivi. Ambele valori sunt X1 mai mare ca 0 și X2 mai mare ca 0. Așa. În 5 pe 4, delta este 0, atunci X1 egal cu X2. Și ambele sunt pozitive. Așa. Și de la 5 pe 4 la minus infinit, delta este negativ, x1, x2 aparțin numerelor complexe. Da. Iată că am discutat aici natura rădăcinilor.
și semnul lor, da? Da. Deci ai putea spune aici tabel cu discuția, da, tabel cu discuția naturii și semnul rădăcinilor ecuației. Discuția naturii și semnului rădăcinilor unei ecuații. Discuție după natura și semnul rădăcinilor ecuației. Ecuație de gradul 2, da? Da. Grad 2. Da, destul de interesant. Iată că în seara asta, nu? Am făcut un lucru interesant. Nu l-ai făcut la anul trecut, că dacă tu ai făcut filologie acolo, era altceva, nu? Da. Două ori de matematică. Leger. Leger, acolo, nu? Câteva lucruri. Rezolvai ecuație gradul 2 da. Și atât. Mult mai multe lucruri avem acum de făcut. Recuperăm fără discuții. Muncind în fiecare zi, reușim să ne punem la punct. Așadar, o primă chestie am rezolvat. Tot legat de ecuația asta de gradul 2, ți-amintești, era așa, M-1, da, așa era. E minus 1 x pătrat. Da. Scrie-l tu acolo. Aici? E 2e minus 1 aici. Era e minus 1 aici. Scris. E minus 1 x pătrat. Minus 2. Era minus 1 aici, nu? Da. Minus 2 pentru minus 1 x plus e plus 1 egal cu 0. Știi? Să se determine M, așa, determinați pe M, știind că X1 pătrat plus X2 pătrat, că X1 pătrat plus X2 pătrat, egal cu 5. Deci care să fie M-ul? Pe care dacă nu locuiești, găsești rădăcini de ecuații, x1 și x2, cele două rădăcini, și când nu zici x1 la pătrat plus x2 la pătrat, să-ți dea 5. Care să fie M-ul? Cât să fie M? Păi x1 e 1 și x2 e 2. Și atunci... Păi da, după ce înlocuiești pe M, da. Deci să afli 1 și 2. Deci nu e problema simplă, nu? Să ne gândim la o idee. Cum mai poate să fie scris x1 pătrat plus x2 pătrat? Păi... Cum mai poate să fie x1 pătrat plus x2 pătrat? Ca să faci un pătrat perfect, cât ți-ar mai trebui acolo? Să ai binom. 2x1. 2x1x2. Atunci se scade. Deci, poți să spui echivalent cu x1 pătrat plus x2 pătrat plus 2x1 x2 minus 2x1 x2 egal cu 5, da? Da. Echivalent cu? X1 plus x2 tot la pătrat. X1 plus x2 tot la pătrat, da. Minus 2 x1 plus x2 egal cu 5. Dar x1 plus x2, cum am notat? Cine este x1? X1 plus x2 este suma. Suma. Deci egal, s pătrat, echivalent va spune că s pătrat minus 2? Minus 2p. 2p egal cu 5. Deci în loc să-ți dau s pătrat minus 2p egal cu 5, ți-am zis x1 pătrat plus x2 pătrat egal cu 5. Da, suma cu cine este egal? Suma egal cu c supra a. Nu, minus b pe a. A, minus b pe a și vorbim de c supra a. Da, să zicem noi, suma egal cu minus b pe a. Iar produsul egal cu C supra A. Minus B supra A. Păi tot în ecuația asta, nu? Sigur că da, aceea. Minus 2... cu minus, dar același cu minus da, de aici. Da, 2M minus 1. 1. Deci
suma, suma este egal cu 2m minus 1, ai spus, supra m minus 1. Suma la pătrat, produsul, scrie și produsul. Deci supra e m plus 1, supra m minus 1. Și atunci ce devine relația ta? S pătrat minus 2p egal cu 5, hai să scriu din partea aceea, S pătrat minus 2p egal cu 5, echivalent cu următorul. Atenție, scrii cât mai, fă un pic de efort să fie cât mai citeți. 2 m minus 1 supra m minus 1 totul la pătrat. 2 m minus 1 supra m minus 1 totul la pătrat minus 2 ori m plus 1 supra m minus 1 egal cu 5. Nu mai e nevoie aici de paranteze. Da. Pentru că 2 este clar, se mulțește cu numărătorul. 2 plus 2. Da. Dezvoltăm aici. Sigur că da. 4 m plus 1 supra e minus 1 la pătrat, poți zice că e minus 1 la, lasă-mă, totul la pătrat, minus 2 e lângă e plus 1 supra. Am scris direct 2 plus 2. 2 e plus 2. A, dacă a scris. Totul supra e minus 1 egal cu 5. Aici e mulțim cu e plus 1. Da, și la 5 cu e minus 1 la pătrat. Da. E minus 1 la pătrat, dincolo cu e minus 1. E, da. Și avem 4 e pătrat, minus 4 e plus 1, minus 2 pe vedea. E minus 1. Egal cu 5 pe lângă, e minus 1 la pătrat. Echivalent cu 4m pătrat minus 4m plus 1 mai repede, mai repede, minus 4m plus 1 minus 2 pe lângă m minus 1 m pătrat minus 1 m pătrat minus 1 produsul sumei cu diferența 5 pe lângă, hai să ridicăm la pătrat m pătrat minus 2m plus 1 echivalent cu desfacem aici parantezele de-a 2m pătrat, da. Minus 4m, da. Plus 1, plus 2, 3, plus 3, egal cu 5m pătrat, da. Minus 10m, plus 5. Corect. Ducem asta în partea cealaltă. Da. Și avem 7m pătrat. Nu, 3m pătrat. A, că e 3m pătrat, minus 10m plus 4m, minus 6m, da. Plus 2. Plus 2 egal cu 0. Deci 3m pătrat minus 6m plus 2 egal cu 0. Și avem ecuația de gradul 2 de rezolvat. Așa rezolvăm. Hai să vedem. M1, 2. M1, 2 egal cu 3 plus minus 9 minus a ce? 9 minus 2, 3, 6 minus 6 totul supra, supra a 3. 3 plus minus radical din 3, da, supra 3, da. Și avem o dată M1 egal cu valoarea 3 plus radical din 3 pe 3 și M2 egal cu 3 minus radical din 3 pe 3. Ce vreau să înțelegi? Dacă pe M l-ai înlocui pe rând cu cele două valori, o dată cu 3 plus radical din 3 pe 3 și o dată cu 3 minus radical din 3 pe 3 și ai rezolvat ecuația de gradul 2 și ai găsit rădăcina x1 și x2. Când ai face x1 la pătrat plus x2 la pătrat, îți va da exact 5.
Asta ți-am zis. Să-ți determini M, adică cine este M, știind că X-ul în pătrat plus X-ul în pătrat face 5. Da. Tu ce ai făcut? Ai făcut invers. Știind X, suma și produsul, ca e minus BPA și CPA, atunci ai format un pătrat perfect acolo. Nu puteai să dai tu peste aceste două valori, oricât te-ai fi străduit. Nu îți venea în minte nicio clipă să zici, hai să înlocuiesc pe M ca 3 plus radical din 3 pe 3 și 3 plus radical, sigur așa îmi dă. N-aveai cum să ajungi așa. Și atunci, invers am făcut. Am aranjat relația asta între rădăcini dată, pe baza sumei și produsului. Suma și produsul scrie funcții de M, am înlocuit și lucrând am găsit cele două valori a lui M. Ca să te convingi, nu-ți rămâi decât asta, să lucrești pe M odată cu 3 plus radical 3 pe 3 în ecuația asta, devine o ecuație de gradul 2 cu coeficienți numere, da. Și când rezolvi ecuația de gradul 2, vezi constata că dai peste X1 și X2, care X1 și X2 ridicat la pătrat și apunat îți dă 5. Da? Destul de interesant, nu? Ia să vedem altceva. Să se arate că familia de parabole trece printr-un punct fix. Hai să formulăm asta, e foarte tare. Deci să se arate că familia de parabole trece printr-un punct fix ale cărui coordonate se cer determinate. Se arată că familia de parabole trece printr-un punct fix ale cărui coordonate se cer determinate. Aici o să mă lași pe mine, că este o chestiune frumoasă, interesantă, da. Să mătești și tu pe căițel. Am să notez asta, familia de parabole, cu F indicii M de X. F indicii M de X. Adică la fiecare M am o funcție de gradul 2, a cărui grafic este o parabolă. Deci se determină M, se arată că familia de parabole trece printr-un punct fix ale cărui coordonate se cer determinate. Deci, la fiecare valoare lui M, dacă iau pe un M particular, și trasez grafic, cu graficul e o parabolă. Știi cum arată o parabolă, nu? Arată ori cu vârful în jos și cu ramurile în sus sau invers. Arată așa. Când au e pozitiv, deci dacă coeficientul x pătrat e pozitiv, arată așa. Și arată invers când coeficientul au este negativ. Poate o să discutăm într-una din lecții și despre grafic, parabole și așa mai departe, la funcția de gradul 2. Lucrurile acestea care trebuie bine știute la clasa 9. Hai să ne spunem că, deși am spus clasa 10, noi am făcut acum materia clasei 9. Da? Deși clasa 9 au ce vedea în tipa asta, nu algebră. A 9, a 10, dar mai degrabă a 9. Mai degrabă să spunem că din materia clasei a 9. Ei, spuneam mai devreme că dacă iau lui M, îi dau o valoare, sesizez că și trasez graficul, așa va arăta. O parabolă. Schimb valoarea lui M, altă parabolă. Probabil,
nu probabil, sigur când trasăm o parabolă, selectăm din plan doar acele puncte X și Y care verifică relația. Nu? X-ul e vorba de valoarea creatorului, X și Y care apare ca imagine. Și puncte puse până la alta punctele acestea, dau ca imagine graficul acesta. Da. Da? Că doar asta e graficul. Mulțumesc tuturor punctelor X și Y care verifică relația aceea. Ei, am schimbat pe M, altă parabolă. Alt M, altă parabolă. Și s-ar putea întâmpla, în anumite condiții, ca întreaga familie de parabole să treacă pentru un punct fix. Adică un punct care, prin care se treacă toate parabolele. Acel punct, parcă ar spune, nu mă interesează M. Eu pot să dai tot orice M, pe acolo trebuie, oricare ar fi M, pe acolo trec. Deci coordonatele punctului M nu sunt influențate de M. Cu inducția? Nu, nu avem aici treabă cu inducția. Inducția, de regulă, când ai de arătat o propoziție care să devină un predicat, care să devină propoziție universală adevărată. Dar aici, o să organizăm funcția asta de gradul 2. Deci noi avem așa, că Y, în loc de F indice M de X, poți spune Y de M, Y care depinde de M, egal cu M minus 1 ori X pătrat, minus în paranteză 2M minus 1 ori X, plus M minus plus 1, da? E cam mai departe cu. Repet. Îi dai lui o valoare, găsește un Y, alt X, alt Y. Sigur că eu am în vedere că aici coeficienții sunt niște numere. Da? Că pentru un anumit tem fixat, Y-ul este un număr. În concluzie, faptul că Y-ul nu de Y-ul punctului fix nu depinde de M. Scriem așa, Y-ul punctului fix nu depinde de M. E de parcă am spune că coeficientul lui M este 0. Mai precis, am să desfac paranteza de aici, egal mai departe cu M X pătrat plus, nu, nu plus, ce este aici? M X pătrat minus X pătrat. E bine? Da. M X pătrat minus X pătrat minus 2 M X plus X plus M plus 1. Egal mai departe cu. Egal cu. Organizăm după M acum. Adică scoatem pe M factor comun și vom avea M pe lângă X pătrat minus 2X plus 1 M pe lângă X pătrat minus 2X plus 1 plus ce mai rămas? Cei care nu au pe X, adică minus X pătrat plus X plus 1. Este, ca și mai înainte, aceeași. Numai că e organizat altfel, nu într-un alt mod. Ei, la fiecare M am alți coeficienți, alte ecuații de gradul 2. Și faptul că Y-ul acela punctului fix, Y-ul punctului fix nu depinde de M, e de parcă aș spune că ăsta e egal cu 0. Că dacă ăsta e 0, M ori 0 face 0. Da? Zicem, Y-ul punctului fix nu depinde de M. Y-ul punctului fix nu depinde de M. Dacă coeficientul lui M este 0. Dacă și mai dacă coeficientul lui M e egal cu 0. Adică? X pătrat minus 2X plus 1 egal cu 0. Ce se însemna echivalent, poate spune că x minus 1 la pătrat egal cu 0. Adică x minus 1 egal cu 0. Adică x egal cu 1. X egal cu 1. Deci pentru x egal cu 1 găsim
Y-ul punctului fix și ăsta e X-ul punctului fix. Y-ul punctului fix va fi M ori 0, 0. Și rămâne cât? În loc de X pune minus 1. Face minus 1 plus 1 plus 1. Și face 1. Deci punctul fix are coordonatele 1 și 1. Da? Punctul fix. Ce am spus? Să se arate că familia de parabole trece pentru punct fix, fix ale cărui coordonate sunt cel determinate. Trebuia să găsim punctul fix P, de data asta s-a întâmplat, fix de coordonate 1 și 1. Insistă pe alte. Este o idee foarte frumoasă, interesantă, și anume, organizăm ecuația asta, care sunt pașii? Organizăm ecuația asta funcții de cine? De M. De M. Apoi scoatem factor comun. Da, desfacem, acum desfacem, scoatem. Da. Și vine mult pe lângă ceva. Plus ce-a rămas. Și faptul că Y-ul acela nu depinde de M, adică coeficientul lui M să fie 0. Și ca să fii coeficient, uneori îți găsești două rădăcini reale aici. S-ar putea nu să fie o pătrat perfect, să fie o ecuație de gradul 2 de care rădăcini le găsești. X1 și X2. Dacă nu îți dă rădăcini, nu se oferă rădăcini, înseamnă că nu trece printr-un punct fix. Nu există un punct fix, un punct prin care se treacă întreaga familie de parabole. Nu există punctul acela. Uneori îl găsim, uneori găsim două chiar, două puncte fixe, alteori un singur punct, cum s-a întâmplat aici problema noastră. Am formulat bine din întâmplare că un punct fix. Nu am știut că aici sunt două ecuații de gradul 2. Dacă spuneam ecuații de gradul 2, spuneam și eu. Să se arate că treci prin două puncte fixe. Mm-hmm. Da? Că am avut doi de aici. Sau dacă nu găseam niciodată, spuneam, nu trece pentru niciun punct fix. Nu există punct, arătați că nu există niciun punct fix pe care se treacă întreaga familie parabolă. Ei bine, anulând pe X aici, cu, făcând asta e 0, găsim ori rădăcină, ori două, ori niciuna. Dacă am găsit o singură rădăcină, înseamnă un singur punct fix. Pentru X-ul respectiv înlocuit Y-ul, e foarte simplu de găsit, pentru că apare minus, am locuit aici. Dacă locuim pe aici, de la un cap la altul, ce vine aici? 1 minus 2 plus 1 face 0, cum era de așteptat, că doar așa l-am găsit. Vine M ori 0, 0, și atunci Y-ul care urmează găsit din partea a doua. Eu n-am mai pus pe ăsta, că știam că e 0. Da. M-am dus numai partea a doua, așa, partea a doua și am găsit aici Y-ul 1. Deci punctul fix este 1, 1. Da? Deci acestea sunt coordonatele punctului fix. Iată că am făcut ceva interesant în seara asta. Interesant a fost și faptul că tu ți-ai decis să ieși la tablă. Și din clipa asta, sigur, o să împărțim tabla, o să ne batem pe tablă cine ajunge primul la ea și ocupă poziția, nu mai dă celuilalt. Eu aș vrea să stau cât mai mult în bancă, să-ți ofer posibilitatea să ajungi și tu, dar atenție foarte multă, că din clipa asta responsabilitatea este foarte mare. Adică exact cum ți-am povestit de eleva aceea care a crescut de la o etapă la alta, de la o zi la alta, de la o lecție la alta, stând de în bancă, stând la tablă, același lucru. Două lucruri sunt importante. Lucrăm din ce în ce mai mult acasă, ca să meargă mâna bine și să ne putem înțelege, unu, și doi, să scriem cât mai citeți. Deci când ți-am atras atenția acolo, scrii. Dar dacă te grăbești, te arunci așa, nu ne certăm și nu mai te las, da? Pentru că trebuie să urmească și ceilalți toți care stau cu ochii pe noi, nu? Colegii tăi de oriunde ori fi din țară, să... Iată că acum am declanșat și materia de clasa a noua, pentru că acolo sunt niște goluri și vezi, încercăm să le acoperim. Și sperăm să reușim lucrul acesta cât mai repede. Ar fi interesant să vii și cu un manual de clasa noua, dar de ăsta, de la Mateinfo,
nu da. Manual din filologie. Găsești-o, Marius, găsești-o, Marius. Da, o spun pe săptămâna. Da, de undeva și în felul ăsta să ne uităm ce materie este pe acolo ca să știm ce să facem. Pe capitol. Eu m-am dus la o problemă de asta, cu discuția după discuția naturii și semnul rădăcinilor, după un parametru, după M-ul ăsta, și am stabilit când are rădăcini reale, când nu are, ce fel de rădăcini, când sunt pozitive, negative, suma și produsul și suma în ordine, îmi oferă posibilitatea să mă pot pronunța în legătură cu rădăcinile unei ecuații de gradul 2. Ne oprim aici, că oboseala m-a prins și vom continua în lecțiile următoare, da? Da. La revedere, dragilor, pe curând. Da, nu înainte de a-ți da o ecuație acasă să faci discuție după parametrul M, și anume, cum să zic eu așa, hai să zic că 2M minus 1 ori X pătrat minus, am să văd eu ce spun aici, plus 2M plus 1. 2M plus 1. Hai să-l pun și paranteză. Și acum vezi de ce am stat eu un pic pe gânduri să aranjez. Că 2M minus 1 ori 2M plus 1 face 4M pătrat minus 1. 4M pătrat minus 1 și vreau să dispară M pătrat. Dar aici, când zic B pătrat minus 4AC, 4 ori 4, nu? Mulțumesc, 4 ori 4 fac 16M pătrat. Și aici, ca să fac 16M pătrat, zice 4M minus 3, ori X. Când zicem B pătrat minus 4AC, ăsta la pătrat face 16M pătrat. Da. Și când zici minus 4AC acolo, da, faci 16M pătrat. Am văzut să scap de M pătrat. Nu știu de ce, așa am vrut eu acum să... La calculul delta să scap de M pătrat, ca să pot stabili semnul mai simplu, mai ușor. E egal cu 0, da? Și atunci faci să se discute după M, natura și semnul rădăcinilor, ecuația și este 2M minus 1 X pătrat minus 4M minus 3 ori X plus 2M plus 1. Și studiați dacă există un punct sau două sau niciunul, puncte fixe, nu? Prin care să treacă, studiați dacă există un punct, două sau niciunul, prin care să treacă întreaga familie de parabole. Deci, de văzut dacă există puncte fixe pentru familia asta de parabole. Cum am procedat aici, cum am discutat, așa de ieșit acolo. De asemenea, mai notează. Vreau să găsești pe M pentru care X1 minus sau plus 2X1 X2 plus X2 mai mare decât 5. Deci X1 plus 2X1 X2 plus X2 mai mare decât 5. Și de asemenea, X1 pătrat plus X2 pătrat mai mic egal decât 3. Iată, acestea să fie 2X1, X2 acolo, da. Astea să fie exercițiile pentru mâine seara. Mai lucrăm și noi, nu așa, lăsăm la întâlnirea cu proful online și gata. Și mâine o să mai arăți ce ai lucrat, că le prezentăm și la cameră. Da. Deci strângem rândurile, da? Ne oprim aici, dragilor. La revedere pe mâine seara.